cel mai bun 11 din toate timpurile. De data aceasta vorbim despre, chiar despre Arsenal. Vasile, o să te rog să ne ajuți un pic aici pe plasmă. Ți-ai făcut primul 11. Să nu greșești. Să nu greșești, dar e așezare 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3 pentru Arsenal. 4-3-3, de-aia am și ales acest jucător, da? În poartă l-am ales pe David, pe Simon. Bun, deci David Simon, portarul. Poate ăștia mai tine nu-l cunosc, dar un portar extraordinar. A jucat și la echipa națională. An de zile a jucat la Arsenal. Mie mi-a plăcut enorm. Și avea 1,93. Deci, un portar foarte bun. Își făcea treaba, mai avea și o mustață, când n-a avut. Mustață, așa, ca și pe vremuri. Deci, mi-a plăcut enorm. Ăștia mai tine nu-l cunosc, dar noi ăștia așa cu experiență, să nu zic mai în vârstă, da? A și fost în sezonul respectiv când Arsenal a terminat fără înfrângere sezonul. Fără înfrângere, așa e. Bun, în dreapta tot mai, așa. Mai departe. Lee Dixon. Tot așa, un fundaș, mulți nu-l cunosc, dar a jucat ani de zile la Arsenal și la echipa națională, cred că vreo 62 de selecții. Era un motor, mie îmi plac fundașii ăștia dreapta care urcă, fac și faza, dar în primul rând era foarte disciplinat. Și tactic stătea foarte bine. Bun, mergem la centrul defensiv. O brută, între ghilimele, da? Pe Tony, pe Adam, să știm cu toți, a fost capitanul lor. Știu și adversarii. Știu și adversarii. N-avea o tehnică extraordinară, dar știa ce să facă ca și fundaș pe vremuri. Era acolo, era la locul lui. Încă un jucător de mare forță, Sol Campbell, știm cu toții, și la echipa națională, ani de zile, masiv, forță, detentă foarte bună. Nu-l dădea minge afară din casă, dar încă o dată. Făcea exact ce trebuie să facă. Aici am ales un fundaș stânga care mi-a plăcut, Ashley Cole, chiar viteză, tehnică bună, urca, centra bine, a jucat și la Arsenal mulți ani de zile la echipa națională. Un jucător. Sigur ți-a fost greu că a fost singurul care. A fost singurul care deci, era în zona respectivă. La mijloc alege. Bun, hai să mergem în dreapta. În dreapta, pe Freddy, pe Lumbel, îl știm cu toții, a jucat ani de zile și la echipa națională a Suediei, da? Un jucător care putea să joace pe mai multe posturi, și în dreapta, și în stânga, și în față, în 4-3-3, un muncitor. Fiecare echipă are nevoie de muncitori. În centru l-am ales pe Patrick Vieira, știm cu toții, campion mondial, un jucător extraordinar, un număr 6, acoperea spații, un lider, dirija echipa de la mijloc de acolo. În stânga l-am ales încă un jucător foarte opăcesc pe Fabregas, să știm cu toții, o tehnică extraordinară, de tânăr a fost la Arsenal, a crescut acolo la Arsenal, da? În dreapta l-am ales pe Mark Overmars, să știm cu toții, olandezul, putea să joace și stânga, în dreapta asta era postul lui, o viteză și exact ce a zis Vlăduț acum, fabulos. Puțin sunt jucători cum a fost Overmars, care unul contra unul, care lipsește. Da? În centru? În centru, pe Dennis Bergkamp, o finețe de jucător. Încă mai ține minte golul cu Newcastle. Da, golul cu... O finețe de jucător, avea o singur defect. Nu zbura cu avionul, era frică. Iar și, în partea și stânga, încă o dată, golgheterul Arsenal, da, care Terry putea juca și în centru, putea și, dar cel mai bine s-a simțit și stânga și la Arsenal și la Barcelona. O echipă, părerea mea, echilibrată și foarte bună. O echipă frumoasă. Mulțumesc mult, Vasile, mulțumesc pentru această scurtă enumerare de jucători, dar jucători absolut fabuloși.